Câinii de terapie pot face minuni în cazul oamenilor cu nevoi speciale. După cum am avut plăcerea să vă prezentăm în câteva ediții ale emisiunii, Doctors este un proiect excepțional. Vine în sprijinul acestor persoane cu dizabilități. Vă invităm să privim împreună un material realizat de cei de la asociație și apoi revenim cu invitații de astăzi. Așa, spune-i șez. Sez. Sez. Da. Sez în fund. Sez. Și dai acum, dai acum. Bine, foarte bine. Hai, foarte bine. Îi mai dai? Foarte bine, Miro. Te descurci. Bravo, excelent. Te să-i recompensi. Și șez acolo. Da, da, perfect. Și spune-i șez acolo. Hai, șez. Mână șez. Sus. Bine, bravo! Bravo! Hai, spui hai, pas. Seci. Nu, hai. Spui pas. Pas. Și du-te lângă zid acolo. Pas. Hai. Du-te, 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 hai. Du-te, du-te, du-te lângă zid. Foarte bine. E bine. De cai. Haideți! Haideți, repedeți! Repedeți, pe partea asta! Hai, pe aici! Așa! Asta este, am ajuns! Așa cum vă spuneam mai devreme, invitații mei de astăzi sunt Cătălin Cornea, instructor canin certificat și autorizat, coordonator al Școlii de Educație Canină Doctors și vicepreședintele Asociației MagiDream, Dana Ghiță, voluntar implicată cu o dorire extraordinară atât în educația cățelușilor din programul de asistență socială vie pentru Centrul Social din Voluntari, cât și în programul de terapie ocupațională pentru tinerii cu nevoi speciale și, nu în ultimul rând, cățelușa Easy, un exemplar foarte inteligent. Ia să vedeți acum de Border Collie, nu? Am dreptate? Da. Bine ați venit, dragilor! Bine te-am găsit! Bine v-am găsit pe toți, că sunteți o întreagă echipă aici. Sunteți bine de, de viață. Aici la noi. Mulțumim și simțim asta, să știi. Și noi suntem de fiecare dată bucuroși pentru că veniți cu proiecte frumoase, cu povești frumoase și cu aceste exemplare frumoase, iată, de câini inimoși, așa cum îmi place mie să le spun. Este un exemplar, cum ziceam, de Border Collie, foarte răsfățat și alintat, după cum am văzut. Așa se da, arată. Dar să știi că este și o elevă foarte silitoare. Așa. Adică tot ce vezi tu aici la tine în platou, practic vine cu povestea lui în spate. Și Easy nu face excepție. Easy este o cățelușă. Acum, na, a ajuns și ea la vârsta maturității. Cât are? 2 ani jumate. 2 ani jumătate. Dar eu am cunoscut-o când avea 6 luni. Așa, și unde ai găsit-o sau unde ai cunoscut-o? Păi Dana a apelat la mine să o ajut să o educe, pentru că și-a prins, să zic așa, urechile în comportamentul ei. Trebuie să le spunem că acest câine este obișnuit să strângă oile la un loc, nu? Este da, foarte activ, nu? Și o avea într-un ham, stătea, o ținea așa. Ea e, mi-e frică să-i dau drumul, pentru că... Și am început de acolo construcția relației lor. Easy s-a dovedit, normal, ca orice Border Collie, un câine foarte inteligent, efectiv, da, care prinde repede tot.
Am mai rămas să o instruiesc pe Dana să știe ce să facă de la capătul lesei. Și după ce a făcut dresajul, Dana acasă a tot dezvoltat. A făcut cu ei ce a mai văzut pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube. Și a învățat-o să facă diverse trucuri din acestea, dincolo de disciplina pe care am făcut-o noi. Și a venit apoi momentul Doctors. Dana nu știa de Doctors, nu știa de această asociație și ce presupune. Ia să o întrebăm pe Dana. Știai de Doctors? Știai ce fac oamenii aceștia acolo? Da, mi-a plăcut foarte mult ceea ce am făcut cu Izzy și cu Cătălin. Cum obișnuiam să-i spun aproape la fiecare lecție, băi, Cătă, tu mă dresezi și pe mine, nu mai pe cățea. Chiar așa e, m-a învățat o mulțime de chestii și mai ales m-a învățat să pot să comunic cu Izzy și să înțeleg nevoile câinelui, cum pot să obțin cei mai buni de la ea, pentru că chiar e un câine minunat și ea făcea cum făcea când am lăsat-o la Cătă, pentru că n-avea controlul de care avea nevoie ca să facă ce trebuie. Ulterior am aflat de Doctors și bineînțeles că m-am implicat cu mare bucurie, pentru că iubesc copiii, oamenii și câinii și cred că ei asta fac. Se ocupă să facă viața mai bună unor copii necăjiți și cu ce poți să faci asta mai bine decât cu un câine? Cu câinii toată lumea vibrează, copiii mai ales, pentru că ei seamănă cu câinii, sunt la fel de buni, de puri, de inocenți, de jucăuși și cred că și oamenii maturi cu nevoi speciale. Da, și împrumută din sufletelul lor, ca să zic. Da. Câinii din al lor și copiii din al câinilor. De cât timp ești voluntar acolo la asociație? Nu sunt de foarte mult timp, sunt de câteva luni, dar vreau să cred că o să fiu mult timp, pentru că îmi place foarte mult ce fac oamenii ăștia frumoși acolo și mi se pare așa fiecare moment petrecut plin de semnificație și de... Eu personal, când plec de acolo după o ședință de lucru cu cei de acolo, cu oameni și câini, plec așa foarte bucuroasă, foarte... Pleci încărcată, mulțumită, de bine, da. Și mi se pare că ar trebui să fim cât mai mult să ne implicăm în lucrurile astea și să... Mi se pare foarte bine că la noi în țară începe să se miște treaba asta cu terapia. E foarte un lucru foarte bun, după părerea mea. Uite, pentru că ai vorbit de implicare, o să îl întreb pe Cătălin cum ne putem implica, pentru că după aceea vreau să revin la tine și să-mi povestești exact ce faci tu acolo la asociație, cum arată o zi ca voluntar la asociație și ce presupune lucrul cu tinerii de acolo și cu câinii, ca să zic așa. Cătălin, spune-mi ce înseamnă să ne implicăm, cum putem ajuta, dacă avem câini sau poate nu avem câini, dar vrem să ajutăm. Cum putem ajuta? Sigur că da. Asociația noastră și-a propus, normal, ca acest proiect să se dezvolte, dar proiectul Doctors a trebuit să înceapă de la punctul A și să parcurgă niște pași. Și cu obstacole și cu... Sunt întotdeauna obstacole pe care trebuie să le trecem, dar mai important este să ne concentrăm pe ce simțim, ce ne dorim și ce avem de oferit într-o situație ca aceasta. Și proiectul Doctors asta a făcut prin intermediul Magic Dream. Dar ca să poți să dezvolți, ca să poți să le faci pe toate, pe cât posibil și în cât mai multe locuri în care este nevoie de Doctors, am avut nevoie de voluntari. Și noi nu am alergat, asta e frumusețea. Noi, asociația și felul în care ne-am prezentat noi acest, chiar la voi aici, da, susținut da, de fiecare dată, acest proiect, noi n-am alergat după voluntari, însă el este atât de frumos încât fiecare dintre ei, și Dana știe că e la fel, s-a cerut implicată, încât oamenii își doresc să vină să fie alături de noi și să facem împreună. Proiectul Doctors, din punct de vedere al voluntariatului, este o chestiune foarte serioasă, pentru că totuși trebuie să fie oameni cu niște abilități, cu niște calități pe care să le folosească în folosul celor în nevoie, da. Prin intermediul proiectului nostru. Și astfel, Dana, ca și ceilalți voluntari, că mai sunt câțiva, o să-i cunoașteți voi puțin câte puțin pe fiecare dintre ei, da. A învățat despre câini, a învățat tehnici de dresaj, exact ce vorbeam într-o emisiune anterioară, mai țin minte, când spuneam că Doctors
inclusiv prin această școală națională pe care o dezvoltăm, își propune să învețe oameni să lucreze cu câini și apoi ceea ce ei învață să ofere celor care au nevoie. Pentru că doctor sau acești câini care au niște calități deosebite și cățelușa Danei este extrem de bună din punct de vedere al caracterului în a relaționa cu oameni, indiferent de statutul lor, indiferent de energia lor, ea e acolo, la primire. Poți să mângâi, poți să gâdi. Mă uitam acum mai devreme că stătea în afara s-a jucat cu cadrului, o colegă. S-a jucat cu o colegă, da. Și stătea aproape că dormea. Mă întrebam, oare o să doarmă toată emisiunea acolo, nu, mângâiată, sau o să mai tragă și ea prin cadru? Explorează, ia. Lasă să treacă. Da. Easy. Explorează. Hai, cum îi stă bine unui seama. Border. S-a pitit, se joacă de-a v-ați ascuns. Ia, fată, ia. E tot cu o colegă. Hai de fapt, bagă niște noi. Da. Deci, asta spuneam, că școala noastră își propune să instruiască oameni care, prin ceea ce învață, la un moment dat vor oferi mai departe. În programul acesta, pe care în momentul de față îl derulăm, da. Și ai cunoscut-o pe Anca aici, da. Când i-ai spus bine ai venit, a spus bine am venit. O salutăm. Foarte drăguță. Da. Deja a început să-și ia modele. Pentru că odată pe săptămână fiecare din voluntari se duce și lucrează cu fetele și cu cățelușii și deja am trecut la chestiuni mai aprofundate și mai tehnice. Noi ținem legătura și știm exact fiecare ce face, ce are de făcut în fiecare moment și ne consultăm între noi, că asta este și ideea de echipă, să știm exact fiecare ce face. Fetele mă întreabă și eu le spun, hai să facem aia acum, asta o facem acum, cu beneficiarii, cu Anca, cu Mirela, cu Florin, da, o să vedeți voi și Florin este un băiat foarte deosebit așa și implicat în treaba aceasta. Se lucrează și totodată în ceea ce înseamnă beneficiu din toată interacțiunea asta este odată, dincolo de terapia ocupațională, adică învață câte ceva despre interacțiunea cu câinul, despre cum să-l dreseze, după aceea pot să folosească treaba asta, învață să fie din ce în ce mai flexibili, să interacționeze cu alți oameni decât doar trei îngrijitori, eu știu, trei da, cu care sunt familiarizați da. Și care oricum sunt un pic, cum să spun eu, mai hârșiți așa și nu mai au tot cheful din lume să stea să interacționeze. Și pentru fete, interacțiunea cu alți oameni este extrem de importantă. Dincolo de acest aspect, foarte interesant și am avut răspunsuri din acest punct de vedere, le-am și surprins, video, o să aveți și voi parte de aceste mărturii video extraordinare și spectaculoase din punctul meu de vedere și al multora de la noi din echipă. S-o vezi pe Anca, din ce a învățat-o Dana, din ce a învățat-o Ioana, din ce a învățat-o Delia, din ce am învățat-o și eu sau Izabela, pentru că toți suntem implicați în procesul acesta, s-o vezi cum are ea momentele seara, în lipsa noastră normal, când se duce la căței și lucrează cu ei. Așa. Și vine și Florin și spune, așa Florin, așa i-a ales, acum te duci până acolo, da, nu-i dai, dacă nu face șez, nu-i dai. Acum spune-i culcat Alma, culcat, așa, ți-a făcut, da, bravo, apasă pe click. Și deci ea și-a luat model de la Dana, de la noi, și-a luat model, eu sunt un instructor, hai să fac și eu ceea ce m-au învățat oamenii ăștia să fac și ceea ce văd că ei fac și mie îmi place, adică îmi place să fiu și elev, dar îmi place, uite, să-mi exersez și abilitățile de instructor. Și uite că ea deja, apropo de terapia ocupațională, are această ocupație de a-l instrui pe Florin. Credeam că nu să mai vii la mine. Lucreze cu căței. Deci aduce mai departe ședințele noastre și lucrul cu cățelușii și ceea ce învață de la noi cu Florin din practic echipa practic, ei, ceea ce este fantastic. Ei își descoperă acolo abilități pe care nu credeau că o să le aibă. Nici de cum, dar vezi, având un model corect, simțind că oamenii cu care interacționează așa sunt, cu suflet, cu implicare, fără alte, eu știu, mișmașuri sau interese, gânduri ascunse sau, eu știu, bravadă, da? Pur și simplu, ia modelul și îl folosește. Deci ea își populează sufletul, practic, numai cu modele de suflet. Corect? Și
Ea transpune. A luat cățelușa, hai Florin, du cățelușa, așa, Mirela, acum vină cu acest, spune să stea așa, bun, fă asta, fă asta. Deci se e deja coordonatoarea echipei, pentru că ea este și cea mai, nu știu cum să spun, cea mai implicată în îngrijirea câinilor aceia, dar uite că și-a însușit responsabilitatea asta atâta la nivelul ei, că unii spun că vai, că are mintea, că nu știu ce, că are nu știu ce problemă. Nu contează. Ea a făcut progrese. Da. Să o vezi cum duce cățelușul de lesă, cum îi spune să stea. La un moment dat, noi avem clickerul acela și e un marcator de comportament. Îi dai click dacă ascultă cățelul. Și are clickerul prins de mână așa și îi spune Alma, cucat, cucat, cum spune ea, cucat. Și Alma, la un moment dat, stă în de așa și se uită la ea foarte atentă și tic, tic, se pune în culcat. Și după aia, așa, bravo, vezi, mamă, că poți, vezi, mamă, că poți și își caută clickerul de aici și îl duce click, 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 ai văzut? Și scoate de aici și dă. Deci exact modelul pe care l-a învățat și câinele răspunde, e fenomenal. E incredibil. Dana, trebuie să-mi spui într-un minut ce înseamnă pentru tine activitatea ta la asociație și cum arată o zi acolo și ce satisfacție îți aduce. Am spus și mai devreme că plec cu sufletul foarte plin de acolo, mă duc cu inima un pic strânsă de emoție, că văd oamenii ăia un pic altfel și cu nevoile lor, dar plec foarte mulțumită și bucuroasă că am putut și eu să particip cu un pic la fericirea lor. Și într-adevăr, așa cum zice Cătă, pentru ei, pentru Anca în special, cu ea am lucrat cel mai mult, e foarte important că au un sens zilnic. Se scoală și știu că au o treabă de făcut și e foarte implicată și e foarte atentă să facem clipul să vadă domnul Cătălin că am făcut așa cum a zis. Și e responsabilă, e clar, da? E responsabilă, da, da, da. Și cred că, într-adevăr, cum vorbeam mai devreme, le dai un sens vieții lor și cred că e un lucru minunat. Ne mai vorbim de faptul că un cățel e un tampon pentru suflet și iubire și înseamnă multe și dăruire și, mă rog, cred că învățăm cu lucrurile astea. Acești câini, acești câini, într-adevăr, ei prin simplu fapt că sunt, am mai vorbit despre asta, ei deja dăruiesc. Apoi, ceea ce învață și îi învață pe acești oameni, cu atât mai mult le creează un rol foarte important în societate și în această profesie de doctor, știi? De terapeut. Uite, de exemplu, cățelușa unde ți-e? A plecat. S-a dus în altă emisiune. S-a dus să regie. E bine, da? Uite, colegii din regie vă asigură că e acolo bine. Din păcate nu mai am timp la dispoziție. Vreau să trimit oamenii pe pagina voastră să știe despre proiectul Doctors. Uite, doctors.ro, da? Da. Așa. Doctors.ro, da, uite, vezi tu coșulețul ăsta? Așa. Easy este acolo. Le face repede un truc. Uite, ține pe coșulețul. Hai că ține repede coșulețul. Așa. Ia spune. Easy, du-te și adu coșul. Haide. Bravo, iubita mea. Ești cel mai bun câine. Este unul din exercițiile extrem de importante în dresajul câinilor, mai ales câinilor de acest tip. Uite, noi suntem topiți acum, îți dai seama. Și cei din platou și cei din regie și cred că și telespectatorii sunt... Pentru că nu avem mult timp. Ia, haide sus acolo, uite, fii atent. Ia, suie-te sus acolo, sus. Hai. Ia, ce uite, fată, ține-o tu. Ia. Mersi. Stai, așteaptă. Așa. Așteaptă. Uite, vezi? Dintr-un câine haotic, ea a devenit un câine ordonat. Salut. Care este de ajutor. Bravo. Despre asta e vorba în proiectul Doctors, să facem câini care să ajute oameni. Contează că sunt oameni în nevoie sau oameni care își caută sensul în viață, pur și simplu doctori și câinii care ajung dresați la nivelul acesta vor face ceea ce ne dorim. Vă mulțumesc mult, dragilor, și vă aștept cu mare drag să mai găsim povești minunate și oameni cu suflet mare și voluntari inimoși și vă aștept așadar și să intrați și pe pagina lor doctors.ro să vedeți acolo totul despre proiect și cum puteți ajuta. Vă mulțumesc tare mult, luăm o scurtă pauză și revenim.